Iar și m-am întors cu ceva nou și interesant. Din așa categorie, eu am mâncat similar, dar nu chiar așa. Eu am mâncat cherry pie, dar este cake crumble. Și am mâncat la fel și de măr ceva, dar era un pic diferită rețeta. Ca asta, cum am spus, mai mult ca cake făcut. Eu am mâncat Bramley apple pie acolo și cherry la fel. Și că mi-am luat așa două lucruri noi de la același brand. Una e apple crumble cake și una e cherry crumble cake, da, una e cu măr, una e cu cireașă, după cum și clar. Crumble ăsta e ceea ce avem aici deasupra, desdem după descriere. Toppingul de crumble 40%, e scris că e sponge base, da, e ca bază de sponge, ce era crustă de unt, care era Bramble Apple Pie, același cireașă la fel. Deci avem sponge base, cumpături de măl și crumble topping ăsta deasupra 40%, care e făină, zahăr, ulei de rapiță și alte lucruri. 30% umplutură de măr, zahăr, măr, sirop de glucoză. Avem făină, ouă și diferite lucruri. Bine, asta e tot la fel. 40% crumble, da, 30% cireașă, cireșă, da. Înseamnă că așa avem și la fel. Am luat pentru că mici de cireașă și de măr și trebuie să-mi placă. Le gust oricum, 400 de grame are una. Ovo. Arată. Crumble-ul ăsta, asta e ca un fel de ceva crocant. Ca până când așa arată. Și asta arată la fel, dar că înăuntru deja e diferit, e măr. O să spun, le pun așa frumos și de să vedem. Miroase gustos. E într-adevăr. De probabil că așa stai un pic și să văd. Asta trebuie să fie moale, baza, pentru că e sponge. Dar crumble deasupra trebuie să fie crocant. Trebuie să fie și moale și crocant în același timp. E ca un fel de tortă. De fapt, cake, da. Să vedem, sper că să fie bună. Ia. 30% umplutură. Aha, e că tăl-i spongiu. Și crumble-ul e cei clar. Și umplutura de măr îi între. Ca o tortă arată. Încă așa-i? Da, să vedem. Exact cum am așteptat. Deci o tortă în trei strate. Moale, dulceața asta de mere și deasupra e crocant. Îmi place. Chiar îmi place. Super gustos. Nota 8. Nu-i tare, tare diferit de un pai. Și simplu acolo umptura e brămle pe pai acolo miere întregi sunt. Strudel tot era cu măr întreg. Singura diferență că aici avem și crocant. Acolo era crocant doar marginea. Și difer construcția asta la făină care e făcută. Dar mie spun că cum place. Ia câte o așa. Încă îi spun cheicul. Dulceața. Arată foarte bine, așa spune, îmi place cum le-au sortat. Ia. Ia, că așa dacă o desfacem două. Ambele texturi îmi plac, și crocant, și moale. Dulceața e gustoasă. Nu le vede chiar deloc. Le-am luat. Chiar sunt foarte gustoase. Ambele pe nota 8. Mă gândeam să iau doar de cireașă. Dar am spus că și nu iau deja și de măr. Chiar sunt buni, îmi plac. N-aș spune că e bună ca Morello Cherry Pie, care am mâncat sau Bramble Apple Pie, tot așa în cruste. Și textura diferă. Dar gustul cam e foarte similar.
Acum mi-mi plac așa gen de torturi. Un asortiment. Toate gusturile la de soft cookies. Sunt care crocante, sunt care soft. Am luat soft la brandul acesta. Tailgate. Triple chocolate cookies. 10% ciocolată neagră. 10 de lapte, 10 albă. Logic. E logic. Că așa și trebuia să fie. Făină, uleiuri vegetale, sirop. Făină de uvăz. Ok. Ja, chipsurile cu ciocolată neagră și albă. Și cookies-ul e neagră. Nu are textura plăcută. Dar rămâne la ciocolată. Da. Nu, da, 7,5. Ciocolată albă și lămâie. 20% ciocolată albă. Ulei de lămâie. Mă las puternică lămâie. Dar așa zi mâși plăcute. În textură. Lămâie nu-i preferata mea, că e un pic sărșară. Șapte jumate. Maxim. E ca asta trebuie să fie mai bun. Ciocolată albă, ar fi niște cranberry. Vă procent ciocolată albă chipsuri, 6 afini, 5 cranberry. Mamă, dar cât de mai arată și cât de bine. А если с чем мы будем на того? Шинка ништи куки, заджа для Tower Gate. Пик мой дверети. Чоколад чан куки, а если с кроканти, но с мой. Чоколад алба. Шпижуматати. И чоколад коферита. 23% чоколад делап. Шайс пиш. А коперириш дой кокосинка. Ciocolată. Fii crocante. Dar și biscuitul cu acans. Cookies-ul trebuie să fie moi. Mă tare îmi plac când cookies-urile sunt moi. Asta te aștept la fursecul. Cocosul nu se simte, dar simte foarte puternic ciocolata. Dar nu-ți vreau. 7,5. Și de fructe și nuci. Safidi alune, ciocolată de lapte și neagră. Și fundată tot așa în ciocolată. 16 ciocolată de lapte, 5 safidi, 4 alune, 3 chipsuri ciocolată albă. Nu albă de lapte. 3 de neagră. 3 chipsuri și 2% cocos. Nu mă și nu e aici.
Să fii mai bun. Nota 8. Am cumpărat un asortiment de fursecuri exclusive și scumpe. Sunt pachetate că și de lux. Sunt pachetate turbat. Așa, ce fursecuri avem aici? Double chocolate and orange all butter cookies. Ele toate sunt all butter, pentru că spumant. Așa, fursec cu gust de ciocolată neagră și portocală, cu chipsuri de ciocolată de lapte și neagră, așa, făină, 17% unt, 10% dark chocolate, milk 6%, pudră de cacao și mai departe, așa cum se deschide. Așa. Genul de fursecuri ca biscuiță, tare și crocant, nu smoi. De obicei, el trebuie să fie moi fursecuri să mai plăcute. Așa tare parcă să... Așa de bred, dar nu să... Fursecuri. Nu uitam pe un 6,5 cât ciocolată neagră. Nu e preferatul meu. Gingerbread latte. Așa de imbir și de cafea. Biscuit cu ciocolată albă și neagră bucăți înăuntru. Numai în pachetarea asta, cred că un pun de bani. Dacă le punea așa în peliculă, pe erau mai ieftine. Destul de masive. Deci asta trebuie să fie gust de cafea și imbir. Latte, da? Pentru prețul care costă, nu se merită. 3 lire. O liră maxim nu se merită. Eu de două pot cumpăr mai bune. Și aici nu e doar gust de cafea, nu e extract de cafea. Imbirul așa e un pic iute. Dă-ți de mea ca asta dacă aș fi mai bună. Speranța e toată. E spiced apple crumble. Old butter. Biscuit de ovăz. Cu bucăți de măr uscat. 37 ovăz. Zahăr 22 unt. Făină 6% măr uscat. Așa imbir. Nutmeg și restul. Aici. Trebuie să fie mai bun. Și miroase mai plăcut. Prima e, da, e pe un 6 și un pic maxim. Asta 6,75. Imbirul e așa, e pișcă. Am văzut că o presă în tâlcă, trebuie să-l pun înapoi. Prea scump pentru așa gust. Nu se merită. Asta e maxim. Pe un 7. Am cad de ovăz și mai bune. Fursecuri de cu unt, gluten free cu făină de ovăz, cu ciocolat, chipsuri albă și cranberry. Așa e? Nu sunt crocante, sunt moi. Era fel triple chocolate, care era neagră și ciocolată neagră de lapte și albă, dar n-am văzut eu de câte ori eu ciocolată și nu prea îmi place, dar asta e bună.
cranberry nu-i preferatul meu fruct, dar oricum e bun, ciocolata albă, un pic acrișoș dulce. E ok, nota 8. Și făină de ovăz. De pește de uns. Încă 1,19% ovăz. Așa, zahăr. 90% ciocolată bujan albă, 7% cranberry.